Bună, dragii mei, și bine v-am regăsit pe canalul meu! Astăzi facem împreună aceste mini-tarte cu dovleac, decorate ca și dovlecii de Halloween, ca să fim în temă. De această dată este o idee rapidă, așa că am adăugat puțin zahăr, puțină nucșoară și puțină scorțișoară peste dovleacul fiert în prealabil și l-am zdrobit bine cu un blender vertical până am obținut o pastă omogenă. Iar apoi, ca ce am spus că este variantă rapidă, am folosit aluat de tarte din comerț. Căci aceste rețete sunt numai bune pentru musafirii neinvitați de Halloween, dar pe care doriți să îi serviți cu ceva rapid. După ce am întins puțin foaia de aluat, am decupat cercuri mari și cercuri mici. Cercurile mari le-am așezat într-o tavă de brioșe, pe care am tapetat-o în prealabil cu discuri de hârtie de cop pentru a nu se prinde. După ce am așezat discurile și le-am modelat ușor, am dat tava la cuptor pentru 10 minute. Între timp mi-am făcut de cap cu discurile mici, care vor fi așezate deasupra și vor da iluzia de dovleac de Halloween. Desigur, acestea le puteți decora după bunul plac. Eu am încercat să le decupez după modelele clasice de decorat, dovlecii de Halloween. Unele mai reușite ca altele. După ce baza tartelor s-a copt ușor, am adăugat umplutura de dovleac, iar apoi am adăugat discurile pe care le-am decupat, încercând să păstrez cât de cât forma, am încercat cât de cât să fac iluzia de dovleac. Când am terminat să-mi fac de cap cu acești dovleci, i-am dat la cuptor pentru aproximativ 12-15 minute până s-au copt. Pentru mine au fost un succes, chiar dacă nu au fost ei chiar perfect, căci băiețelul meu e adevărat. Dacă doriți să vedeți mai multe idei și rețete din acest maraton de Halloween și nu numai, nu ezitați să vă abonați și să apăsați pe clopoțel pentru a fi notificați de fiecare dată când postez o rețetă nouă.